toate fetele din lume. Ca un înger păzitor, aș vrea și la fața mea să vină din cer zâna, și să fie norocoasă dacă am o fetiță frumoasă. Toate fetele din lume au un înger păzitor, și câte o zână bună, zână bună fetelor, aș vrea și la fata mea să vină din cer zână și să fie fetiță frumoasă. Dă-i, Doamne, la fata mea soartă bună și urea, la toți îngerii mă rog să aibă fata mea noroc. Dă-i, Doamne, la fata mea soartă bună și urea, la toți îngerii mă rog să aibă fata mea noroc. Bună și urea, la toți îngerii mă rog să aibă fata mea noroc. Dă-i, Doamne, la fata mea soartă bună și urea, la toți îngerii mă rog să aibă fata mea noroc. Plăcerile. Am frumusețe de fată, cum nu vezi în lumea toată, cât mă țin puterile, am să-i fac plăcerile. Dă-i, Doamne, la fata mea soartă bună și urea, la toți îngerii mă rog să aibă fata mea noroc. Dă-i, Doamne, la fata mea soartă bună și urea, îngerii mă rog să aibă fata mea noroc. Să-i fac nunta aleasă și să dau la toți
lu fata mea. Ei, Doamne, la fata mea, soartă bună și urea. La toți îngerii mă rog, să aibă fata mea noroc. Ei, Doamne, la fata mea, soartă bună și urea. La toți îngerii mă rog, să aibă fata mea noroc. Ei, Doamne, la fata mea, soartă bună și urea. La toți îngerii mă rog, să aibă fata mea noroc. De Doamne, la fata mea, soartă bună și urea. La toți îngerii mă rog, să aibă fata mea noroc. Să aibă fata mea noroc. Lasă aici, nici tot, hai lasă aici. Bunul ăla pentru roaba ta așa, Elsa Maria, care s-a înălăcit astea parte pe mâna ce sunt. Și astea păziți sub altul dântul anii părutale. Depărtează la ea și ușurile și obliții și umple de credința în tine, de zădăge și de dragoste. Ca să vrească că tu ești Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, nu născut că prin Sfântul nostru Iisus Hristos și să sunt toți sunt dării, să umple păzit toate cugetale și de tot cât să rușească. Pentru că face cum a spus Pachinul Sfânt de Scrâmpe, această mâncare a vieții tale și unește cu tocmai ușurile tale, ca să preasăjească de anul cel sfânt al Doamnei, de Fiul, al Domnului Iisus și al Dumnezeu în viață părătoare. Să fie ochii tăi că Dumnezeu totdeauna cu milă spre ea și ochii tăi să asupte glasul Dumnezeului, veselișul pe acolo cu părânșul tău neamului, ca să mărturisească ție, închinându-te și să vii numele tău și tu mari și pe glasul. Să te laude pune în toate din vieții tale, că pe tine te laudă toate puterile și ție slavă lăsa, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pădurea și pe vecii vecilor. Amin. Mă întoarceți spatele de apus. Ce am dorit pe tine, diavolul, Domnul Javid, Domnul Iisus, Doamne, ca să sunt pe finalia ta și pe oameni să-i dovească și pe lemnul cea grijă putere și pătrânce soare, pentru că sunt pământul care cânte vorbitez, deschidu-te și tu pe Sfințele Sfântului, care a dorit cu moarte, pe moarte și a dat sub bame și avea să fie amorțe, pentru că tine, diavole. Te jur cu numele Dumnezeu care a arătat pe omul și a rândul care multe sare de pocă sunt în să te joacă. Cred că se împărtează pentru că sunt cumva celor care am bani cu scată bărătorii și a așteptat timpul al Dumnezeu la care a dat că tot să arătă și cu bărătorii dovește mulții ca în cel așa cum îți conșește pe noi. Teme că ești depărtează de data aceasta să te întorci, să te ascunzi de visă, în câmpul pe care să lucrezi împotriva inima pe ziua de dimineață și la viață. Și de luni iar un Dumnezeu așa mare, pentru că se teme de Dumnezeu care așa de pe lumine caută spre adâncuri care se putremă în tine, mai de scală, domnile, ce putere să fie putere de lumini și cum se va fi în câte 6 ani, de care se putremă pământul mare poate că sunt de aici și depărțat de la cel însemnat nouă stașa lui Hristos Dumnezeu nostru, că te jur cu mea celea care au luat pe alții de vântul și face pentru să-i duci pe sprijinul sale pare de foc. Ești de părțat de data aceasta, cu toată puterea și totul de tăi. Că s-a prea venit numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și până la și în viața și vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne, și ceară Dumnezeu și Sfântul și Dumnezeu, care să-L încărești în toate lucrurile de viața care vede pământul și mai dinția Dumnezeu, pe deapsa nu și de veci, prin noi ne vede celor lui Sfântul și Sfântul și la toată prăjea împreună pe care vedeți pe depredeza noastră, în numele Domnului Iisus Hristos, a iubirat Sfântul Dumnezeu. Jur că Domnul Sfântul Dumnezeu, frate și 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 frate. Auzi aminte ce te-a părăsit după aceea ta să-i întâmplă mărul pe ele, de Dumnezeu, cu acolo îi pământ, pe pământul pe care s-a întărit. De ce a zis cerul și-a cu cunosul lor, rotar și vădă-l rost, de ce și-a pus un discul rotar și mare, apă, mare, care tare. De ce se atinge nu și-i în fugă, de ce se vrea dacă mai ca și cu o haie, ce a zis și-l concor. De ce a cuprit papele, nu se merge, de ce a ședat pământul pe temelul lui și nu se va că tine avea acolo veacul, de ce te-a chemat la apă, mără și urmă să te fasă trebuie pământ. Ești depărtat de aceste predicăși, trebuie să-mi dau mânare, jur pe cu patima ta și-a mântuitoarea Domnului Iisus Hristos și Dumnezeu și smenea lui. Și am vrăjitoare că va veni și va zăbobi să judece tot pământul și pe tine și toată puterea împreună că vă rămâneți de pe seapul chiar a făcut dând de pământul și cum e n-a făcut vienul, doar nu știu cum se stinge. Că puterea este lui Hristos Dumnezeu nostru, împreună cu Tatăl și Duhul Sfânt, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Lași și neapă pe lucru. Și vă face ceva dacă. Așa. Ce așa îmi place să stai așa? Cum o cheamă? Elsa Maria. Cu cercetează, depărtează de ea toată lucrarea diavolului, încearcă Duhul de ce necurată și depărtează și curățește Duhul tău și Duhul care ta lucrare, zdrobește de gravă pe satana sub picioare, ei și dă lipsa sub și asupra Duhului și lucrate. Ca dobândindu-l la ta să revenecească de tare în tare și învățare și și fie slavă să mă alțe Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și curărea și învece vecilor. Amin. Să prindem Doamne Dumnezeu de cei care le-ai făcut omul pe Iisus la semnă la ta și ai dat scurtița Domnului viața de veci, după aceea că sunt prin păcatul ăla trecut cu vederea și rândul într-un mântuire numai prin duparea Hristului tău. Însuși, primești în împărăția ta și cerească mătura ta așa asta pe care ai zbăvit-o din urmea vrăjmașului. Deschide ei ochii gândului ca să sălucească în ea lumea Evangheliei tale, că însuțește viața ei cu unge de lumină, ca să îi zbăvească pe ea de toată pântuarea pătrimicului de întâlnirea și rândiriclan de demult și la mează în urcele cele rele. Depărtează de la ea pe tot picleanul neacrua Dumnezeu care se ascunde, se încuibrează inima ei. Depărtează de la ea pe tot picleanul neacrua Dumnezeu care se ascunde, se încuibrează inima ei. Depărtează de la ea pe tot picleanul neacrua Dumnezeu care se ascunde, se încuibrează inima ei. Duhul înșelăciunii, Duhul vitreșugului, Duhul slujirii,
și a toată lăcomia Domnului Cine și a toată recoleția care lucrează pe învățarea diavolului. Și fă pe ea voie cuvântătoare turmicele Sfinte a Hristosului tău, mădulac și stăl tale și fiică moștenirea împărăției tale, ca după poruncele tale vitrin și păzind pe cei de-a nesecată și pe nimeni și mântul întinat, să rândească fericirea Sfinților în împărăția ta, cu harul și cu dunelul și cu iubirea de oameni a Dumnezeu Sfântului tău, cu care ești binecuvântată, până cu preasfântul și bunul de viață păcătorul tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Vă întoarceți cu fața către apus și repetați după mine. Nașa și nașa și moașa. Eu vă întreb vreau să vă spun, da? Da, se lepe de satana, de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată copia lui. Mă lepe. Te lepezi de satana și de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui? Mă lepezi. Te lepezi de satana și de toate lucrările lui, de toți slujitorii lui, de toată slujirea lui, de toată trufia lui? Mă lepezi. Te-ai lepădat de satana? M-am lepădat de satana. M-am lepădat de satana. Zine așa. M-am lepădat de satana. Te-ai lepădat de satana? M-am lepădat de satana. Te-ai lepădat de satana? M-am lepădat de satana. Suflați și scuipați peste de trei ori, două zivuri, peste fetița. Vă toarceți în fața către răsărit. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te unești cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Mă unesc cu Hristos. Și crezi lui, crezi lui. Cred lui. Ca un împărat și Dumnezeu. Ca un împărat și Dumnezeu. Care citește crezul? Nu așa vorbește, nu așa. Citește-o? Nu știu. Citește. Crede într-un Dumnezeu. Cred într-un Dumnezeu, Tatăl. A toți iitorul. A toți iitorul. Făcătorul. A toți iitorul. Făcătorul. Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute. Și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut. Unul născut care din Tatăl s-a născut mai întâi de mai toți vecii. Mai întâi de toți vecii. Lumina din lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Născut nu a făcut. Cel de o ființă cu o dată prin care toate s-au făcut, dar pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din cerul și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioară și s-a făcut om și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat la treia zi după Sfântul și s-a înălțat la cerul. Și șapte de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă, cu slavă judece vii, să judece vii și morții, să judece vii și morții, căruia împărăția nu va avea sfârșit. Și într-o Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl procede, iau păstruin așa, care din Tatăl procede, care din Tatăl procede, cel ce împărăște împreună cu Tatăl, ce Fiul este împărat și stăvit, care a trăit, din proroci. Proroci. Într-una ascultă sobornicească și apostolică. Apostolească biserică. Biserica mântuiesc, mântuiesc de iertarea păcatelor. Aștept în învierea morților și viața de-a fericit ce va fi. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. M-am unit cu Hristos. Te-ai unit cu Hristos. Și te închid lui, mă închid Tatălui, și Fiului, și Sfântului Duh, treimei cele de o ființă, și nedespărțite. Binecuvântat este Dumnezeu care voiește ca tot oamenii să se lucrească și la cunoștința de vorbi să vină atunci și pururea și în vecii vecilor. Amin. Să le veci. N-aș aici în mijloc, n-aș să ai mijloc, n-aș mai aici. Puteți să te ascult sau vă dă seama, dar nu știu să fie în voce. Așa, o mai ținem pe rând. Deci avem trebuie. Și lor, cu pace Domnului să ne rugăm, pentru pacea de sus și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm, pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor Dumnezeu Biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm, pentru Sfânta Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră și se roagă în prânsa Domnului să ne rugăm. Pentru înalt prea Sfințitul Arhiepiscopul și Mitropolitul nostru Irineu, pentru Sfânta Preoțime și cea cu Hristos Diaconime și pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru ca să simțească apa aceasta cu puterea curterea și cu venirea Sfântului Duh, pentru ca să trimite halul păvirii și binecuvântarea Iordanului, pentru ca să vină peste apa aceasta lucrarea și atorțitoare trebuie cel mai presus de fire, pentru ca să rămânăm lui culminarea cunoștinței și a dreptei prin venirea Sfântului Duh,
pentru ca să se arate apa aceasta zgâritoare toată bătrânilor, mașilor văzut și nevăzut, pentru ca vrednică să se facă din împărăția acea nestricăcioasă, cel ce se botează întrânsa, pentru aceasta care vine acum la Sfânta Luminare și pentru mântuirea ei, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să se arate ea fiica luminii și moștenitor veșnicilor bunătăți, pentru ca să se facă ea prelăsărit părtaș morții și învierii lui Hristos, Dumnezeul nostru, pentru ca să-și păzească ea haina botezului și locuitea lui neîntinată și fără prihană, pentru ca să se facă ea apa aceasta, baia nașului nostru, prin brăuie, disperătoarea păcatului, prin îmbrăcămintele nestricăciune, Domnului, să ne rugăm. Pentru ca să audă Domnul Dumnezeu glasul rugăciunii noastre, pentru ca să fim izbăviți ea și noi de tot necazul, mânia, primindia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzăiește pe noi, Dumnezeule, cu harul pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, amărita stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioară Maria cu toți sfinții să o pomeni. Viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt este de ajuns spre lauda minunilor tale. Pentru nebunăvoie toate arătăvântul ne fiind sătrufiță cu purtarea de zăpătura, cu purtarea de diverse și lumea tu din patru stihia și la purtura cu patru lumea impunat cu cerea anului de tine se fărămă toate putere îngerești, pe tine te sălă la audă soarele, pe tine te slăvești luna ție se plată stele, pe tine te ascultă lumea de tine se îngrosc ca dâncurile ție sujesc zoarele, tu ai în cerul ca un corp, tu ai întâlnit pământul peste ape, tu ai îngerești marea, cu risit spre o suflare vărsat pe aerul, putere îngerești ție sujesc cerea rahilor se închină ție. Heruvim cei cu mulți rapim, pe șase are prejurul sunt și zbrunși de frica slavii tale și cuprinsă se acoperă. Că tu, Dumnezeu, fiind cuprins de gând și de cuvânt, fără de început, ai venit pe pământ chipul nostru, într-o asemănare rămânească, făcându-te, că n-ai rădat stăpâne pentru un gândul numele tale să vezi neamul în schimbii lui de diavol, ce a venit și ne mântuit pe noi, mărturisim harul tău, vestim mila ta, întâlnit facerea ta de bine, toată firea omenească, izbăvită, pântă ce fecioare, sfinții cu cunoașterea ta, toată făptura te laudă pe tine. Și ce te-ai arătat că tu, Dumnezeu nostru, pe pământ te-ai arătat și cu oamenii viețuit. Tu ți-ai mitând din cer pe Duhul tău ce-a sfântat Sfântii Curilor de Anul și capetele baraurilor care se grăbasă la acolo le-ai zdrobit. Tu însuți, dar iubitorul de oameni, împărate, vino și acum cu păurea Sfântă Duh și sfințește apa aceasta. Tu însuți, dar iubitorul de oameni, împărate, vino și acum cu păurea Sfântă Duh și sfințește apa aceasta. Strigăciune, dar de sfințenie, înțelegare de păcate, vindecare de boli, diavolilor, pieire de putere, ce putere, ce neachis, semne de putere, îngerească, să fugă de neachis, mași și zidirii tale, ca chema Doamne, în tău cel minunat, să vii și tu și tău ce potrivnici. Să se zdrobească sub semnul echipului crucii tale, toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul echipului crucii tale, toate puterile cele potrivnice. Amin. Să se zdrobească sub semnul echipului crucii tale, toate puterile cele potrivnice. Să se depărteze la rodele lor cele ce ni-ai văzut și neadătate și să nu se ascunde în apa aceasta după cel dune care rugăm uniție, Doamne, este povoarele aceasta care se botează lui Biblia, care duce dune care gândul și tulburare cugetului și nu stăpâne tot arată apa aceasta, apă de izbăvire, apă de sfințire, curățire, trupului și sufletului de dezlegare, cu legăturile lui tale, păcatului, luminare, sufletului, baie de a doua naștere, înnoire Duhului, hate în fiere, îmbrăcăptine, strigăciune, izvor de viață, de Doamne, spălați-vă și vă curățiți. Scoateți din creșurile din sufletele voastre, tu ne dăruiți nouă de sus, a doua naștere prin apă și prin Duh, arată de Doamne în apa aceasta și de acestea care se botează schimbe prin ea, se lepe de pământ cel vechi, stricat de poftele și răciunii și se îmbrace în cer nou, care este noi după chipul zitorului său, ca fiind să rămână să cu asemenea morții tale, prin putere să se facă părtași în vierii tale și păzind darul Sfântului Sfântului și sporind așezământul Harului, să ia plata ghimăricile de sus, se numere cu cei întâi nescuți scriși în cer. Pentru tine, Dumnezeul și Domnul nostru Iisus Hristos, că este cuvine slava, puterea cinstea și închinăciunea împreună cu cer, fără de ce mutată Părinte, și cu vrea Sfântul și bunul de viață, pentru că Tău, Duh, Harul și lumea și în vecii vecii. Domnului, să ne rugăm! Ne botează roapa lui Dumnezeu, Maria Elsa, în numele Tatălui și al Fiului. Nu, 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 nu
Acum și pururea și în vecii
așa. O iei și asta mâine, că mâine facem botezul, pune toată mâineța cu un pic și pe la masă, și mâine de la mâine de mâine, o să mâine cu oameni, până dată vor să mergem, până dată mergi. Se bisericește Rabele Dumnezeu Maria Elsa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se bisericește Rabele Dumnezeu Maria Elsa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se bisericește Rabele Dumnezeu Maria Elsa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se bisericește Rabele Dumnezeu Maria Elsa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Se bisericește Rabele Dumnezeu Maria Elsa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Lasă aici față, lasă geantă. Se bisericește la Dumnezeu Maria Elsa, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne-ați dat un păgân și v-am adus un creștin. Să vă bucurați să fie sănătos. Să fiți toți sănătoși, fericiți. Trebuie să mie de ea toți. Gata-i. Că nu știu, mi-am zis.